Cei cu antecedente de cancer în familie ar putea preveni boala. Este vorba despre consumul de banane verzi. Conform știrile ProTV.ro, cercetătorii de la universitățile Newcastle și Leeds au examinat 1000 de persoane cu sindromul Lynch, o afecțiune genetică care crește riscul anumitor tipuri de cancer, inclusiv de colon, ovarian, de stomac, uter și pancreas. Aceștia au descoperit că o doză zilnică obișnuită de supliment de amidon rezistent, echivalentul unei banane verzi, pe parcursul a 2 ani, a redus riscul unor tipuri de cancer cu până la 2/3. Deși nu a afectat cancerul de colon, a redus riscul de a dezvolta cancere gastrointestinale, potrivit The Sun. Amidonul rezistent, care se găsește în ovăz și fasole, nu este digerat în intestinul subțire, în schimb fermentează în intestinul gros, furnizând bacterii benefice. Un profesor de la Universitatea Newcastle a afirmat: am descoperit că amidonul rezistent reduce o serie de tipuri de cancer cu peste 60%. Efectul a fost cel mai evident în partea superioară a intestinului. Suplimentul s-a dovedit deosebit de eficient în cancerele esofagiene, gastrice, ale tractului biliar, pancreatic și duodenului. Acest lucru este important deoarece cancerele tractului gastrointestinal superior sunt dificil de diagnosticat și adesea nu sunt depistate de vreme, a mai adăugat acesta. S-a descoperit că suplimentul are impact de durată timp de un deceniu după ce un pacient a încetat să-l ia. Cercetătorii plănuiesc să urmărească descoperirea după 10 ani, alături de cercetări suplimentare privind rolul pe care aspirina îl poate avea în reducerea cancerului la intestinul gros. Cercetări anterioare publicate ca parte a aceluiași studiu au arătat că aspirina a redus cancerul de intestin gros cu 50%, conform știrile ProTV.ro.